Alea e Iacta est, zarurile sunt aruncate. Iată un manifest, un îndemn și o invitație la faptul că dacă ai pornit nu te mai poți opri. Alea e Iacta est, este ceea ce a zis Iulius Cezar când a trecut Rubiconul și când n-a avut de ales decât să pornească spre cucerirea Romei ca sediu pentru starea lui de stăpânitor a Imperiului Roman, de imperator. Și în traducerea românească zarurile au fost aruncate, vedeți că este mai lungă, este mai populară, este mai balcanică, este mai mioritică. Este genericul expoziției absolvenților cursului de fotografie de artă a școlii de arte Tudor Jarda din Cluj, în coordonarea acest curs a domnului Leonard Viziteu, un personaj fabulos și el, ca de fapt toți cei care se ocupă de fotografie sau de viață, precum și cei de față, precum și cei fotografiați în lucrările de aici. E un titlu pe care l-am găsit la o cafea împreună cu domnul Leonard Viziteu, fiindcă găseam foarte greu oricâte generici am pus pe hârtie pentru a semnala faptul că, da, iată, se încheie un capitol, o stare de de atelier, o stare de, de atelier de taină, de alchimie, din care cei, uh, nici nu mai știu cât, șapte, opt, nu, absolvenți, uh, se vor gândi cu nostalgie, melancolie, poate și cu tristețe la faptul că acest atelier se destramă, va rămâne în amintirea și în sufletul lor și în ceea ce va face singur fiecare dintre ei sau un grup, ca un fel de de centru artistic sau de fotoclub mai departe. Surpriza pentru mine, fiindcă pentru ei nu e o surpriză, pentru Leonard Viziteu, care e coordonatorul respectiv profesorul lor, nu este o surpriză, este de fapt una dublă sau triplă sau quadriplă, întrucât, iată, organizarea acestei absolviri a însemnat pentru toți cursanții și chiar și pentru mine, fiindcă prin Leonard Vizite am fost cumva atașat de, de emoțiile lor. De fapt, al treilea an de, de curs de fotografie, pe lângă cei doi în care au făcut la școala, populară, la școala de arte Tudor Jarda, fiindcă s-a întâmplat că într-un timp foarte scurt și pe un fundal dramatic acesta al crizei pandemice care, iată, ne încearcă la nivel de pariu de bine și de pariu de rău, S-a întâmplat ca totul să se modeleze într-un fel de, de frenezie care este foarte benefică, de fapt, pentru actul artistic, fiindcă nu te lasă să, să adaști în, în ceea ce se cheamă de către Gabriel Licianu încremenirea în proiect, nu te lasă să-ți exersezi prea mult spaimele, uh, spaimele de, de uh, neatingerea perfecțiunii care te bântuie ca și artist. Fiecare artist e bântuit de acest duh cu gânduri bune și cu gânduri rele, ei bine, starea de perfecțiune este doar uh, urmărită, de fapt, de către artist toată viața, totdeauna este înainte ca un câine care aleargă în, în fața noastră, uh, norocul cu câinii că ei se mai și întorc, pentru o afecțiune, o mânghiere sau chiar pentru mâncare, pe când starea de perfecțiune se oprește numai să se uite în spate să vadă dacă am urmat-o. Uh, ei bine... Fiecare dintre cursați a avut un proiect negociat între egul propriu artistic și starea de fizic și de metafizică a personalității fiecăruia și uh, Leonard Viziteu, patronul, hai să spunem, și, și uh, fizic și metafizic al acestei aventuri. Uh, astfel că aici, și sper că fiecare dintre ei să, să treacă dincolo de emoție, avem o încununare... O îngemănare de foarte multe proiecte, nu este o simplă expoziție de fotografie, este o mărturie, un raport, deodată de final și de început, în care fiecare dintre ei, fiindcă fie că se cheamă Mădălina, fie că se cheamă Andrei, fie că se cheamă uh, Dezmirean sau uh, Muntean sau Ioana sau uh, Pușcaș, îndrăznit uh, să uh, știe că, de fapt, fiecare dintre noi suntem univers în, în tulburarea și vârtejul celorlalte universuri de lângă noi și a celor îndepărtate și că această stare ca și artist obligă. Obligă la ce? În primul rând la bucurie, în al doilea rând la acțiune, în al treilea rând la profesionism și când terminăm de spus toate aceste obligări, se strâng toate într-un buchet. Vom întâlni aici ce se cheamă fotografie directă, fotografie considerată în limbaj român ca fotografia instantanee sau aliniată limbajului universal de, de sorginte anglosaxonă street fotografii. cu amendamentul meu că dacă avem street photography, deci fotografie de stradă, atunci să ne gândim că avem și fotografie de uliță, fiindcă e altceva să fotografiezi în oraș pe stradă și altceva e să fotografiezi pe străzile dintr-un sat sau dintr-o comună, și că mai avem fotografie de plața, de piață, deci un loc de tip Agora, în care întâlnirea cu oamenii se întâmplă altfel decât mergând unii și alții în sens contrar sau împreună pe stradă sau pe uliță. La capătul celălalt, Andrei Boloș are un proiect în care a investigat cum un fotograf poate să se alinieze printr-un limbaj propriu și dintr-o reprezentare de stare și semn fotografic uh, unor sau mai multor sau tuturor curentelor din uh, artele plastice contemporane și cele din trecut, pornind din renaștere și până în baroc, un proiect care bănuiesc că îl va bântui până la dânci bătrânețe, fiindcă accidental, de bine sau de rău, curentele și atitudinile artistice sunt puzderie, unele chiar apar, când nu te aștepți, dincolo de faptul că părțile de istorie arte au fost scrise uh, de mult. Uh, aș mai spune că avem ceea ce se cheamă fotografie experimentală, fiindcă, da, totul uh, ce se întâmplă aici, dincolo de fotografia directă, care e legată și de reportaj, și dincolo de fotografia vernaculară, care e legată de, de minunatele amintiri, de grup, de familie, de, de prietenie, avem și zona de experiment făcut cu light painting, deci cu uh, fotografierea, cu ajutorul unei caligrafii a luminii făcută asupra subiectelor sau dinspre subiect, că avem, iată, un recurs la uh, ceea ce rămâne ca stare de întâmpinare a unei încremeniri uh, aveșnicei de la sa, dar fotografiată altfel, punând în evidență faptul că această încremenire este, de fapt, o lume vie și că dacă videograful are acces la acest lucru prin instrumentarul lui dedicat direct, fotograful trebuie să fie și vrăjitor și magician și uh, de înaltă măiestrie tehnician ca să sugereze în niște stări, subiecte și obiecte uh, încremenite sau instalate în static să sugereze că ele viețuiesc și că ele uh, se mișcă. Avem de asemenea, iată, o frumoasă întâmplare aproape de, de baladă și de bas, făcut asupra satului românesc, din care, cu, cu surpriză, fiindcă cunoscusem imaginile sub formă de imagini digitale trimise pe computer, și am constatat diferența între ce înseamnă o reprezentare de ecran, o reprezentare virtuală și a unui peisaj românesc, a unui buze de deal din care se vede perspectiva, și aici coborând scările în acest loc care sper să devină un loc de, de taină frumoasă al prezenței expoziționale pe lângă celelalte trei sau patru spații de la turnul croitorilor e bine lucrarea prima dată mi-a dat sentimentul că l-ar fi inspirat pe Ion Grigorescu în peisajele lui care vorbesc despre o Românie profundă care iese iată la, la fereastră sau la ușă ca să fie văzută sau că autoarea acelei fotografii, cumva, fără să știe, a fost inspirată de Duhul și de uh, moștenirea lăsată de uh, Ion Grigorescu. Cred că uh, această expoziție, care este, desigur, cum spuneam, un eveniment, uh, va însemna ceva cu totul nou și cu totul important pentru lumea fotografică din Cluj, pentru... Școala de Arte tudor și pentru cursul de fotografie, dar și datorită uh, distribuției, iată, accelerate de, de această stare de criză, pe spațiile online va ajunge la bucuria, încântarea și la comentariile celorlalți fotografiați de pasiune din țară și din uh, străinătate. Eu sunt Bianca Munteanu, uh, absolventă a Școlii Populare de Arte Tudor-Jarda din Cluj. Um, eu în fotografiile mele am vrut să mă refer la fotografia verneculară, adică fotografia de evenimente, mai mult poze între familii sau de vacanță, la asta se referă fotografia verneculară. Această expoziție este un final foarte frumos uh, a terminării cursului de artă fotografică și mulțumesc foarte mult uh, coordonatorilor și tuturor care... a celor care au făcut posibil această expoziție. Eu sunt Horatiu Bondor, am absolvit Școala Populară de Arte la secția Artă Fotografică și în fotografiile mele am încercat să mă apropiu de ceea ce se cheamă fotografie de stradă, care în principal are în centrul ei nu atât strada cât omul, și se și vede în aceste fotografii că am încercat să mă apropiu de două vârste ale omului, copilăria și bătrânețea, care cred că mă marchează. În final, vreau să spun că această expoziție sper să fie începutul fotografiei mele de stradă. Mulțumesc! Eu sunt Andrei Boloș, unul dintre absolvenții școlii de populare de artă Tudor Giarda. Tema mea este mai degrabă pe curente avangardiste, începând de la suprarealism și suprarealism metafizic până la pop art și optical art. M-am încadrat cât mai mult pe o singură imagine, care am transferat-o printr-un curent în altul, folosindu-mă de cât mai multe programe de editare, aceasta fiind originala, și ducându-o în cât mai multe curente avantgardiste. Bună, eu sunt Iana, una dintre absolvenții Școlii de Artă Fotografică, cursul de Artă Fotografică. Prin lucrările mele am vrut să aduc un strop de pe, din orașul meu, din St. George's Bay, și un strop din zona rurală. Am avut ca și temă, deagă nu copilărie, să a, -a numit lucrarea mea și am avut ca și temă de a scoate în evidență puțin frumusețile și atât a locurilor cât și a oamenilor de acolo. Pentru noi, această expoziție este, de asemenea, un final, un final frumos a cursului și un nou început pentru fiecare în parte, individual. Țin să mulțumesc atât colegilor mei, coordonatorilor și celor care au făcut posibil această expoziție și le mulțumesc tare mult. Sper să vă bucurați de un strop din uh, lucrările noastre și să vă aducă pace și liniște. Mulțumesc! Expoziția Zarului au fost aruncate, susținută la turnul cloitorilor, va fi deschisă între 13 și 26 iulie. Orele de vizitare sunt 10 și 18 am fi bucuroși să vă primim la această expoziție.